2019 am ajuns la cunoștința că una dintre cele mai faine regizoare de cinema, de care nici tare îmi plăcea, este de fapt femeie transgens și o făcută tranziția. Și vorbesc despre Lana Wachowski, regizora filmelor Matrix. Am început să mă documentez pe internet, să citesc foarte mult material despre transgeneritate, cum funcționează terapia hormonală și toate căile care sunt în tranziție pentru o persoană transgen, specific pentru o femeie transgen. Îmi place să mă încălzesc de la cană când e fric. Sunt așa în confort. E cam bun ceai și acum o să fie mai cald. Trebuie să iau vitamine pe timp de iarnă, că am carență și avem treabă. Este de lucru. Primul pas care l-am făcut a fost epilarea cu laser. A fost o chestie care m-a ajutat să mă simt mai ușor și mai liberă și să-mi simt cum cade de pe mine greutatea asta pe care m-a avut toată viața. Ador parfumul pe pielea mea și mereu ne-l pun. Toată viața m-am simțit femeie, dar sentimentul ăsta de rușine care societatea ți-l impune, de mic copil și te simți tare nu la locul tău. Te simți de parcă ai face ceva tare rău, un păcat tare mare care, nu știu, ar trebui să-l ascunzi. Și toată viața am ascuns faptul că sunt femeie, faptul cine sunt eu cu adevărat și cum mă simt. Da. Și acum machiajul. Trebuie să mă îmbrac și machiajul. Următoarea etapă foarte importantă și probabil cea mai importantă a fost coming out-ul în fața mamei. În fața, nu chiar în fața ei, pentru că am făcut coming out-ul la telefon, eu fiind peste hotare.
Și că ea a spus că, da, tu mereu așa ai fost. Tu mereu ai fost femeie și n-ai nică, niciodată nică n-ai avut de bărbat în tine. Asta ne-a dat așa de multă putere și atâta speranță că eu am luat decizia să trăiesc și să încep tranziția medicală. Și în 2019 am început tranziția. Eu ador să fiu frumoasă, să arăt bine. Și atunci când îmi fac ochii, schimbă de dată accentul și îți pune pe ochii. Și eu vreau să pun în evidență ochii mei. Oglinda sufletului. Pentru trujul. La găset. Pentru 4 luni am luat estrogen și blocatori. Pe urmă s-a început nebunie cu COVID-ul. Și în 2020, cum s-au deschis frontierele, eu am venit cu prima rutieră acasă. Și aici am început tranziția deja serios, în mod serios. Acum sunt 2 ani și 4 luni de când fac terapia hormonală și schimbările sunt colosale. Foarte mult m-am schimbat fizic, lumea care mă știe de la început de tranziție, pe care i-am cunoscut la început de tranziție și care mă vede acum, pur și simplu nu mă recunosc. Nu mă recunosc când spun asta. Mental m-am schimbat extraordinar de mult. Pentru mine bijuteria este un atribut important din viața mea. Și fără bijuterie pe mine mă simt parcă goală. Asta să luăm mamica. Asta e prea mare să-l port. Mercelușe, tot felul de chițăbușuri. Mercele este frumoase tare. Mi-a fost foarte ușor să găsesc de lucru în orice domeniu unde mă duceam. Mereu m-a acceptat. Acum, de când sunt în tranziție, până la etapa în care nu trebuia să le arăt buletinul sau să le spun că sunt femeie transgen. Și spun eu că ne scuzați, dar ne-am răzgândit, nu putem să vă luăm. Pentru că omul sau angajatorul vede în fața lui o femeie. El nu vede o femeie transgen, el vede o femeie. Și tu când îi arăți buletinul, și chiar dacă în buletin poza este recentă, lumea pur și simplu nu înțelege, lumea spare, lumea nu vrea să aibă probleme. Schimbi actele în Republica Moldova este foarte greu. Este o procedură aiurea care ție foarte mult timp, ani de zile. Și e negaioasă, e invalidantă. Prietene, fete și puțini prieteni băieți. Toți mi-au întors spatele când am făcut coming out și ne-am spus că sunt femeie transgen. Nu ne-am văzut cu nimeni din ei după tranziție. Dar este un capitol din viața mea trecută. Și trebuie să merg înainte să ne fac prieteni noi. Și noi iubim să fim alături de oameni, să fim împreună cu oameni, să ne vedem. Și e tare greu și singur. E imposibil de suportat așa ceva. Singurătatea încet, încet te omoară. Aici mai am ceva. Tot felul de
schițe-bușuri care mă fac să mă sunt fericită. Visez foarte mult la operație de schimb de gen într-o bună zi, când voi avea ocazia să mi-o fac și să mă simt împlinită, împlinită ca femeie. Mereu mi-am dorit să am o familie, dar îmi dau seama că asta este imposibil în viața actuală. Dar încă mai visez să am un soț, poate într-o zi, care să mă iubească, să fie alături de mine și să mă sprijine și pe care eu să-l iubesc și să-l sprijin. Este inelul ereditar de la mamica, unul dintre. Are o istorie foarte lungă. Mama îl purta când avea 20 de ani. Un inel foarte frumos. Simplu, dar foarte frumos. Mulțumesc, mamă, pentru că m-ai acceptat așa cum sunt și faci tot posibilul ca eu să merg înainte cu tranziția mea și să fiu ceea ce mereu am vrut să fiu. Mama e unica care m-a acceptat din toată familia. Mama pentru mine e tot. Și niciodată nu ne-a spus: mami, dar poate te gândești, dar poate nu trebuie să faci asta. Niciodată, nici un jumătate de cuvânt n-a scos să-mi spună că nu trebuie să faci tranziția. Și asta contează foarte mult pentru o persoană transgen care trece prin greutățile, în primul rând, mentale. Când ești în fața oglinzii și nu-ți suporți imaginea pentru că e nici într-un fel nu seamănă cu și tu ești aici, cum te vezi tu aici, cum te simți tu aici. Este imposibil de suportat așa ceva. Sunt foarte fericită și sunt foarte binecuvântată cu am pe mama și că e de partea mea. Also, I wake up, woke up at 6 o'clock to shoot the rest of scenes that I need for my cinema, Hollywood. Îmi place să fiu veselă, să râd, să zâmbesc, să fac pe alții să râdă. Când planuiam să fac acest video, acest film, mă gândeam că o să fie vesel. Până la urmă s-a primit o dramă. Drama Queen, Stella, Roxana. If I'm handing the camera like this, like in front of myself, it's not good because it's very heavy. It's not handy at all. It's like very heavy for a girl like me. It needs something smaller, and I already have in mind what to buy, and when I will have the funds for it, I will buy my camera, small camera, really nice. Bye bye. Oh, I need to how to take it off now? Like here, okay. Acum nu aveți posibilitatea să formați coloană. Imediat cum ne pornim, vă rog să ne îngustăm puțin.